Salut, dragi prieteni! Astăzi vă voi povesti despre o problemă care am avut-o cu mașina mea, și anume o Toyota RAV4 din 2013, completație LE, adică nu e completație de lux, sunt mai simplu așa, motor 2.5 litri, benzin, tracțiune pe roțile din față, nu e 4x4. Am avut o problemă cu o eroare care mi-a apărea în bord, și anume era legată de ABS, de senzorul de la ABS, sau unii îl mai numesc senzorul de viteză, și mi-a apărea de fiecare dată, totul mi-a apărea, nu înțelegeam de ce, mulți vorbeau că e de la un buton, ca o funcție a mașinii care trebuie să-l apăs, dar nu se întâmpla nimic atunci când apăsam acel buton și îl dezapăsam. Aici sunt erorile de care vă vorbeam, sunt astea două galbene, și anume care mi arată de jos și de mai de sus, așa. Nu dispăreau niciodată. M-am uitat ce poate fi, am căutat pe internet, că am informații despre asta, atunci am înțeles că este despre ABS, despre senzorul ABS, și m-am băgat la roata din la roți ca să văd, poate văd ceva cu ochiul liber. Când am văzut, am verificat roata din înainte dreapta, din urmă pe ambele, și când am ajuns la roata dinainte din stânga, surpriză, acest cablu care îl vedeți era tăiat. Era tăiat ca de aici de unde pun mâna, era tăiat cu un cuțit, se vedea, deci se vede urma când e tăiat cu cuțit, când e rupt sau se întâmplă ceva, că ea a fost tăiată intenționat de nu știu de cine. Aici locuiesc într-un bloc și mai sunt narcoman pe blocul ăsta. Locuiesc în Quebec, în Canada, și după cum am înțeles, a fost un narcoman care ne-a făcut probleme la mai multe mașini aici. Și la un amic de-a meu tot i-a tăiat, la altul i-am zvârlit o trubă în mașină, și pentru a scoate acest senzor, când i-a fost tăiat, am desfăcut de aici, s-a desfăcut mecanicul de aici toată protecția asta. Se desface ușor, atent, așa, ea se îndoaie. Pe acest fil are la capul acesta e senzorul, care se scoate în complex cu cablu. Deci scoți senzorul, desurbezi, nu este prea dificil să desurbezi. Și îl decripez, are multe clipuri, are niște sporturi de metal care se prinde carcasa mașinii. Le deșurubezi pe alea și scoți cablul împreună cu sporturile alea, și de în partea de sus, după ce desfaci protecțiile alea, o mufă se desprinde. Acesta este senzorul, când îl cumperi nou, sunt mai multe tipuri. Am cumpărat unul, aici a costat 170 și ceva de dolari, dar pe internet este cam la 50-60 de dolari sau de euro, cam pe aici prețul, depinde unde găsiți. La mine a costat mai scump. Senzorul ăsta citește informația de la roți cât de repede ele se învârtesc. E construit dintr-o bobină și un magnet, și el citește că acolo sunt niște pini, și în funcție cât de repede se învârtesc pinii, așa el citește. Acesta este senzorul meu care l-am scos, cablu împreună cu senzor. E o lungime, l-am pus aici o perioadă de dință ca să puteți compara așa vizual. Are în capăt senzorul, că se scoate tot complet. Senzorul cu mufa, cu cablu, se scoate totul. Nu poți să schimbi numai senzorul. Iar aici, cablurile astea, eu am încercat să-l conectez. Am zis că, bă, nu-l scot, că-l conectez eu așa cu izolentă și cu asta și o să meargă. Nu mai merge. Vara mergea, dar iarna când venea zăpadă și venea umezală multă, nu mai mergea nimic. Tot timpul dădea eroare, că am stat un an, doi, așa. Acestea sunt suporturile care se prindeau de carcasa mașinii, v-am spus, le scoateți complet, la nou vin alte suporturi noi cu senzor în complet, le primiți. Deci aceasta este mufa care se conectează acolo sus, acesta este senzorul care se conectează lângă roată. Este doar cu un cablu, doar cu un bolt prins acolo. După ce mi-au schimbat, acum am verificat în bord,
Este totul ok, nu mi-apare nicio eroare. Au pus și calculator ca să-mi șteargă erorile, dar am vorbit cu ei, cu mecanici acolo și mi-au spus că poți să nu pui calculatorul, că atunci când oprești mașina și o pornești, calculatorul va primi un semnal de la că senzorul funcționează corect și atunci eroarea va dispărea singură. Dar ei preferă să conecteze calculatorul și au scos erorile cu calculatorul. În cazul când îl faceți acasă, când faceți în condiții de acasă, pe o gradă, că mai sunt băieți care iubesc să pună mâna pe instrument și să facă ei singuri, astfel costându-i mai puțin, nu poate puteți să nu conectați calculator. Aici vă arăt cât am plătit. Aici scrie la lumieri de la ABS, la lumieri, dar la tablou de bord, adică lumina este aprinsă în tablou de bord de vreo 2 luni, am spus că de vreo 2 luni, era de vreo 2 ani și apoi replasa captura ABS plus le fila la demand de client, adică la cererea mea mi-au schimbat cablu și senzorul ABS. Vedem aici pre-unity, adică $174 a costat piesa, numărul piesei, descrierea piesei captor de viteză și mâna de lucru, adică manopera, cât a lucrat mecanicul ăla, a zis $89, au pus, a lucrat vreo 40 de minute. Dar prima dată când am fost la ei, mi-au zis că durează vreo 3 ore și ceva și mi-a ieșit prețul de vreo $450, dar acum am fost și am stat eu lângă ei ca să nu mă mintă și mi-au pus 304, deci n-au putut să zic că bă, a lucrat mecanicul 4 ore, că am stat lângă ei și am văzut că a lucrat 40 minute. Și cam asta este, dacă v-a plăcut, dați un subscribe la canalul meu și ne vedem pe viitor. Vă doresc sănătate și drum bun!